Salut, frate, sunt Bercea și astăzi am primit o mapă de la un băiat pe nume nu știu cum și văd că este ceva interesant. Dați și voi un like. Dar cred că o să spune-l într-o regulă, să dați like, deci nu știu, nu mai e important acum mai încolo. Ia, ce, noroc Bercea, deci mi-a dat numai eu glis cu noroc Bercea, de parcă n-aș putea să văd, dar cum fac eu să legulez pe ăștia? În caz că... Sabie de putință. Sabie lui Bercea, ia să te spun și toate aici. Sau cum făcea să le iau pe toate, că am uitat. Așa, bă. Vreau să uit. Așa. PS. Păi să luăm așa cu începutul, mă, că la acolo. Salut, Bercea, numele meu este Mihai. Ia, Mihai, așa știu eu. Gaming, astăzi ți-am pregătit o mapă specială pentru tine. Bravo, Coaie. Așa. În preajma orașului tău a fost lansată o rachetă nucleară. Tu ai încercat să te salvezi, dar nu ai putut. Explozia a afectat tot orașul, toată lumea din oraș a murit, îngerul tău păzitor are aripi, dar tu nu ai. Treci prin toate probele ca să ajungi la înger. The fuck? Deci eu sunt mort. Mersi. Fără Game Mode sau Game Mode 3, nu sparge blocuri, nu pune blocuri. Ok, coaie. Încă al PS. Salut, parcă mă știam. Ia stai așa, sunt curios cum se cheamă toate astea. Sabie de fetiță, cască de prințesă, tunică de prințesă, pantaloni de așa. Protection 4. 65. Sabia bunicii, cască de lână și... Ui. Aici ce avem ea? Sabia fierarului, cască de fierar, așa, de fierar și astea. Lobercea. Jambier de avere, nu înțeleg. Jambier, platoșe. Casca, să luăm pe ăștia, că știți că îmi plac. Cu de Naples tot. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10. Așa. Nivelul 1. Dar ce fac? Comenzi activate. A. Ia uite, bă. Comenzi activate. A, mă rog. Haide să jucăm. Ci că dacă nu gestezi, dă aici un spawn point. Spawn point. Că să nu cumva. Bă, până acum pare genială mapa, deci pe bune. Dar acum sper că nu te prostești. Bine, sunt eu prost, dar... Pam, 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 pam. Sper să fie un parcurs easy pentru un bărbat easy. Nici nu mă joc cu așa ceva. Ești nebun. Nivelul 2, mini survival. Spawn point, dar nu știu ce trebuie să fac. A, să sparg aia acolo. Bă, totul mi-este foarte clar. Bine că mi-a lăsat acolo furnal. Această mapă, am uitat să vă spun, se cheamă Viața lui Bercea. Deci cam așa decurge o zi din viața mea. Spar lemn, mă duc. Fac. Deci v-ați prins voi de idee. Bă, acum sper să fie o mapă mică. Asta nu-mi doresc, pentru că... Bine, una medie așa de 10, 12, 13, 14 minute, așa. Hai să zicem 15 minute ideal. Deci 5 minute dacă are o mapă este ideal. Acum, unde o să găsesc eu Diamond, mă rog? Asta n-are importanță, cum o să găsesc, de... adică ar trebui să găsesc, ca așa ar fi logic. Dacă nu spara pe lângă, nu e nicio problemă. Așa. Știți doar că îmi place să trișez. Perfect, haide să căutăm fucking fuck. Coaie, tu cred că l-ai pituat de mine. Pe aici sau să se mete mai pe aici? Se pare că... Ne-am calat țeapă. A, nu bă, ia uite mă, zic că băiatul e prost. Bă, îmi place, până acum, deci chiar se vede că am muncit. Acum să sperăm că nu o să ne dezamăgească. Chiar cu care bune fac, nu? Fac. Nu o să ne dezamăgească acest băiet pe numele lui de fapt Mihai. Salut, Mihai. Te salutăm tot YouTube-ul, așteptăm să facă aeronul. Sunt tare cu ceva urma. Dar de ce am spart eu aici? Mă rog, o să-i arunc. Ca un ultim vagabond ce sunt, papa. Nu mă uit încolo când vreau să-l dau spoiler. Adică nici eu nu știu ce urmează și de aia. Pam, pam. Așa. Bă, dar n-a pus regulă de like-uri, acum de o seama. Hai să strângem noi, măcar... Hai, 7-800. Că am văzut că nu prea vă place să-mi dați like. Și nu e frumos din partea voastră pentru că eu muncesc. Să fac video și așa măcar un like. Și stai liniștit, că pe like-uri nu iau nici măcar cea mai mică centimă, dacă asta vă freacă pe unii dintre voi. Pe like-uri nu iau nici cea mai mică centimă,
Bă, dacă am luat... Adică nu știu cine a lansat prostia asta că s-au luat bani pe like-uri. Dacă s-ar lua, aș fi plin de bani până acum. De fapt, n-aș fi plin, că nu prea am așa de multe like-uri, dar nu zic că nu-mi plac. Că îți dai seama, îți place să vezi că lumea îți apreciază munca pentru care tu stai câteva ore, mai ales la câte un vlog de câteva minute, eu stau 2 ore să-l fac. Chiar mai bine. Și e greu. Mai ales când ai și aparatură specială și ăștia. Eu acum filmez cu lampa care este pusă pe un temperon. Deci vă dați seama. Îmi doare pe gât ceva. Oh, ce mă doare gâtul. Haide să îi dăm... Hai, în spatele și pe ăsta, așa, să... Fuck, hai. Trage dacă vrei să continui. Perfect. Ia arcul și săgeata. Fuck me. Dar n-ai un pleasure, please, să-mi dau seama. Adică îmi dau cu seama ce se va întâmpla, dar... Bă, ia stai să o mai luăm iarăși pe ghicii de care, eu zic că e ăla. Deci dacă e ăla, sunt cel mai vechi YouTuber. Am dat, deja am dat în el. Mai caută. Puh. Nu? Poate următoarea. Păi, care următoarea mâncați? Asta mâncă la era. Mă, mâncați și gura. Înseamnă că la nu merge. Ia stai mă să-mi dă game mode, că... Bravo, nivel 3. A, așa da, trivia. Aoleu, m-ai prins. Deci, întrebare. Trivia BCA. Unde sunt operele lui Brâncuș, Târgu Jiu? Unde este casa părintească lui Meminescu? Fumulești, Fumulești. Perfect. În ce an a murit Marin Sorescu? De unde vrei să știu? Stai că nu știu. În 99 cred că nu, sigur. Hai, 97. Perfect, am știut, din mereală. Mergea voi văd așa rezultatul calculului. 10 împărțit la 1. 10, 11. Bravo. Nivelul 5, caută butonul. Bă, până acum, deci vă pot spune cu mâna pe inimă, că e cea mai tare mapă care a jucat-o. Adică, uitați, detaliile astea mici, așa contează, părerea mea. Contează chiar foarte mult aceste detalii mici, cum ar fi, uitați, și asta, deci, comand blocul și tot cum e făcut, e prea frumos. Te mă, pis de amătii de aici, ce ascuns pe aici? Crezi că eu nu știu? Crezi că eu nu știu, bă? Acum să văd să-mi dea o bucată mie, zice, mă sperii. A, te-am prins, țeapă. Hai că trebuie să fie pe aici, pe undeva. Țapă, 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 țapă la foc, țapă la foc, țapă la foc. Ce ai mai pe aici, a zis, ce ascunzi? Dă-te de aici, că știu că stai ca un nevinovat, dar tu, de când ajungi... Eh? Ce faci mai aici? Fraiere, te-am prins. Scoate-mă din pantaloni, ia-te butonul. Final. Fac? Asta e finalul? De asta eu am filmat până acum. A, da. Bercea inimioară. Bă, ce pot să zic? A fost o mapă mic, nu mică. A fost aproape de medie. Dacă avea și un final mai schimbat, era perfect. Dar tot îți dau... Stai așa să citim asta, ca să nu dau spoilere. Ți-a plăcut mapa de la mine? Bă, mi-a plăcut chiar foarte mult. Se vede că ai muncit la ea. Mai vreau pe la mine? Da, clar, mai vreau. Ce notă dai mapei? 10 cu steluță. Bă, această mapă am încercat să o fac cât de originală pentru tine. Mersi mult. Și asta apreciez cel mai mult la voi dacă încercați să faceți originale. Nu mă interesează că n-ai ieșit așa. Adică mi-ar place, știi, să... E, te pe umbre. Să iasă cât mai frumoasă. Dar atâta timp cât mulți mi-a trimis, deci am ajuns, am jucat o dată, ții minte, am jucat o mapă. Până la final, frumos totuși, când observ că era pentru alt... mi-am dat seama că era, da, alt... Tu! Că era pentru alt gamer. Și m-am simțit foarte prost. Pentru că... Mamă, ce frumos sunt. Vă dați seama ce urât e ca cineva să facă o mapă și după aceea să vezi că, să facă. Să-ți trimite o mapă și după aceea să vezi că nu e pentru tine. E un lucru de căcat, părerea mea. Să faci așa ceva ca fan, dar mă rog, mai sunt și aceste specimene. Fac. Bă, deci chiar mi-a plăcut. Deci nu contează cât de mic a fost. Stai să-mi prins degeta cu gura, nu pot.
Deci chiar mi-a plăcut. Ce pot să zic, a fost o mapă chiar foarte reușită. Deci chiar mi-a plăcut. Deci dacă aveți așa mape să-mi trimiteți, neapărat, dacă mi le-ați făcut voi. Eu am fost pe și până data viitoare vă las cu bine. Apropo, și să trimiteți mape, bă. Să nu uitați, pa, pa.